rezolv o situație. Sper să fie cu rezolvare de situație. Știu că a venit momentul să avem un nou invitat, un nou om care trece pe aici, pe la noi. Apropo, te uiți la filme? Normal că mă uit la seriale. Filme. Sunt cinefilă înrăită și la seriale și știi foarte bine, știi că ți-am mai povestit eu despre mine, că îmi plac foarte mult filmele de fantezie, de genul Urzeala Tronurilor, Lord of the Rings, Harry Potter, toate, și mai ales filmele istorice. Și tocmai de aceea, în dimineața aceasta, l-am invitat pe regizorul Andrei Chiriac, care urmează să lanseze trilogia românească Egregora Comoara Pierdută. Ești curios? Am făcut curios. Sunt foarte curioasă. Bună dimineața, Andrei Chiriac! Welcome! Good morning! Bună dimineața! Bună dimineața! Te invităm să iei un loc la noi, acasă. De la distanță. Bună dimineața! Domnule regizor, ce faceți? Cum merge treaba în pandemie? Sunteți productivi, faceți treaba frumoasă. Un pic pauză, deocamdată suntem la montaj. Montăm exact ce am filmat în ultimile luni. Ok. Egregora. Așteptăm noile soluții din partea autorităților. Cum și noi le așteptăm cu mare interes. Egregora. Trebuie să fie un, dacă vrei să-i spunem, dacă vrei să-i spunem, este Urzeala Tronurilor în varianta românească. S-a filmat deja această serie? Nu, nu s-a filmat încă. Am primit niște mici sponsorizări și am filmat o parte din primul sezon. Da. Okay. Comparația este un pic forțată. Mă onorează, dar mă și obligă în același timp. Sper să ajung la acel nivel. Deocamdată vorbim despre un Egregor românesc, o chestie foarte originală, 100% românească. Autentică. Da. Și ce descoperim? Comoara pierdută. Despre ce este vorba? Vorbim despre o comoară materială, cea negăsită de romani acum 2000 de ani, când au cucerit acea parte din Dacia, Transilvania de astăzi. Okay. De fapt, un secret, o comoară spirituală, ceva pe care dacii l-ar fi moștit de la o civilizație mult dispărută, spunem Atlantida. Și acest secret, dacă ar fi spus, ar schimba foarte mult în România, ar schimba vibrația acestui neam și ne-ar permite nou să manifestăm o altă realitate, spun în film. Ok, și cum te-ai gândit să lansezi acest film, având în vedere măsurile de siguranță? Vom vedea la moment. A fost o chestie neașteptată și pentru noi și planurile ni s-au dat un pic peste cap. Dar ne vom adapta, bineînțeles. Unde ați filmat? În foarte multe locuri spectaculoase din România, în Munții Bucegi, la Bâlea Lac, pe Transfăgărășan, Cazanele Dunării, foarte multe peșteri, în zona Sarmisă Getuzei, Munții Șureanu, Munții Lotrului. Oh, mamă, parcă m-am dus înapoi în clasa 8-a la geografie și am luat toate grupele de mult. Mergem prin excursie. Și vom filma în cele mai spectaculoase locuri din România. Și pe cine găsim în distribuție? Deocamdată Vlad Țepeș este interpretat de Daniel Nuță, există Eduard Trică, cel care interpretează pe Radu cel Frumos, pentru că avem această relație a fraților, perioada din istorie. Ne referim la o mică parte din perioada lui Vlad Țepeș. Da. Intriga de la curtea lui Vlad Dracul, Ordinul Dragonilor și alte povești foarte frumoase. Maia Morgenstern, Gelunițu, Ștefan Velniciuc și mulți alții. Sunt foarte multe roluri. Filmul este foarte ofertant, foarte mare. Trilogie atunci înseamnă că avem trei părți. Trei sezoane. 36 de episoade, 12 episoade per sezon. Wow, ce mi-ar plăcea. Deci abia aștept să le văd. Eu sunt fan filmele de genul și istorice și fantastice. Și ne bucurăm tare pentru acest proiect. Fereșteanu încă, să știi că, uite, zicea el de Urzeala Tronurilor, dar încă nu a văzut Urzeala. Nu am văzut, dar sunt curios când va avea loc lansarea, când estimezi. Încă. Aici, pentru că mă interesează trilogia noastră română. Încă depindem de o parte a bugetului. Am apelat la autoritățile statului și s-ar putea să ne ajute în al 12-lea ceas. Este un veritabil brand de țară, așa că ar putea contribui și, de exemplu, Ministerul Economiei prin Departamentul de Turism la producția noastră. Din cauza pandemiei a trebuit să întrerupeți, înțeleg, filmările, nu? Am filmat mai puțin decât ar fi trebuit, da. Și cum s-au desfășurat filmările? Sunt curioasă. Foarte, foarte bine. Am filmat foarte multă natură, deci nu a fost vreun motiv să ne ferim sau nu exterior, am avut. Exterior oricum. Da, foarte mult exterior. Am fost distanțați oricum și totul a mers. Ce înseamnă foarte sunteți bine în stadiul de montaj? Sunt foarte, întotdeauna am apasionat stadiul de montaj la ca film. Să... Așa. Te rog, scuze-mă. Nu, asta mă interesează cum se desfășoară montajul la filme. Ca să nu stau acum până la următoarea filmare, montez ce am filmat până în prezent. Și s-au strâns deja 90 de minute de film. Deci putem lansa oricum un
pilot, un prim episod, cât de curând. Sper că de 1 decembrie să lansez ceva, să vă bucur cu pe 1 câteva, decembrie, câteva ce imagini. Frumos ar fi. Și poate vii la noi. Încă de ce dată, nu, Andrei? Dacă, de ce nu? Dacă mă invitați, vin cu drag. Cum să nu? Te invităm pentru că suntem interesați de filmele române și de cinematografie în general. Este un produs foarte frumos, inedit pentru piața de film românească, în, mai ales în ultimii 30 de ani. Mulțumim mult de tot pentru prezență și mulțumim mult pentru comoara asta în cinematografie. Comoară pierdută, comoară găsită, de Andrei Chiriac. Mulțumim de noi toți, nu de mine. Este o propunere a mea, dar o vom găsi împreună. Egregorul fiind acea ființă spirituală emanată din conștiință colectivă, doar împreună.